La această ședință, în plen, a fost un proiect de hotărâri de Consiliul Județean pentru distribuția în școli a laptelui, fructelor și a produselor de patiserie. Cu două săptămâni înainte, conform hotărârii de guvern, toate OAT-urile au avut posibilitatea să aleagă. Vor să distribuie ei sau distribuie centralizat Consiliul Județean. O parte vor să distribuie dumnealor, o parte distribuie Consiliul Județean. Și într-o parte și cealaltă e legal. Nu s-a greșit cu nimic conform legislației. Șeful CJ Iași, Maricel Popa, a menționat că va fi o procedură simplificată pentru ca distribuția produselor alimentare să înceapă odată cu anul școlar. La legislația actuală, acum ne dă voie, față de altă dată când nu se putea, ne dă voie pentru a efectua o procedură simplificată până la finalizarea procedurii mari cu producătorii locali, să achiziționăm fructe produse de patiserie local. Și dacă vor fi contestații, știu foarte bine că acum 2 ani de zile au fost multe contestații și a durat 3 luni, 4 luni. Atunci vom agrea această procedură simplificată la Consiliul Județean pe o perioadă limitată pentru a rezolva această speță.